Bună seara, sunt Cristina Soare și începe o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. În următoarele 10 minute aflăm noutăți din toată lumea și de la noi din țară despre vreme și vremuri. Din 2008, la inițiativa ONU, astăzi a fost Ziua Internațională a Femeilor din Mediul Rural și tot astăzi am aniversat Ziua Mondială a Mersului pe Jos. Dar să ne întoarcem la ale noastre. Astăzi vedem dezastrul lăsat în urmă de uraganele din America de Sud. Aflăm ponturi pentru vacanța din octombrie a elevilor și, desigur, vom afla cum va fi vremea pe termen scurt. Uraganele au afectat grav Statele Unite ale Americii. Dacă Ian a lovit devastator Florida, Julia a răvășit America Centrală și pe cea de Sud. Zeci de persoane și-au pierdut viața, localități întregi au fost evacuate preventiv, iar școlile au fost închise de teama inundațiilor care pot provoca alunecări de teren. Uraganul Julia a provocat însă și dezastrul din Venezuela, care a lăsat în urmă numeroase decese și pagube materiale considerabile. Zeci de oameni și-au pierdut viața doar în zona orașului Las Tejerias, aflat la 50 de kilometri de capitala Caracas, după alunecările uriașe de teren cauzate de ploile torențiale aduse de Julia. Aproximativ 1000 de salvatori au săpat zi și noapte în căutarea zecilor de dispăruți, prin noroiul gros și de câțiva metri care a acoperit porțiuni mari din oraș. 54.000 de oameni s-au refugiat de teamă în munți. Au fost decretate și 3 zile de doliu național în Venezuela, după cea mai mare viitură din ultimii 30 de ani. Precipitațiile au fost extreme. În 8 ore a plouat cât pentru o lună întreagă, iar autoritățile pun nenorocirea pe seama schimbărilor climatice. Venezuela, țară aflată de ani de zile și într-o criză economică gravă, este afectată frecvent de furtunile tropicale. În 1999, aproximativ 10.000 de oameni au murit după o alunecare de teren masivă provocată de ploile torențiale. Țestoasa verde, una dintre cele mai mari țestoase marine, a devenit specie pe cale de dispariție în Marea Mediterană, deoarece a fost vânată de mult timp. An la rând a fost capturată de oameni pentru solzi, carne, ouă sau pentru pielea ei. Țestoasele pot ajunge până la 1,5 metri lungime și pot trăi și 100 de ani. Oamenii de știință avertizează că țestoasele verzi trebuie protejate și au demarat programe speciale de protecție destinate acestor animale. Vedem acum ce ne pregătește vremea în țara noastră. Așadar, la noapte, cerul va fi variabil peste tot, vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări la munte, în zona Carpaților Meridional, dar și în zona litoralului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 11 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 0 grade, unde se va forma brumă. Mâine, vremea va fi în general frumoasă, temperaturile cresc și în vestul și în nord-vestul țării. Așadar, soare, nori strict decorativi, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 21 de grade Celsius. În București urmează o noapte destul de rece, să știți, dar liniștită. Spre dimineață, în termometre vor fi 6 grade în centrul capitalei și 3 grade în zona preorășenească. Mâine la amiază se anunță vreme frumoasă cu soare și cu 19 grade în termometre. Presiunea atmosferică are o valoare în ușoară creștere. Și la munte, vremea se anunță însorită pe parcursul zilei de mâine, soare, nori strict decorativ, iar în zona montană vântul va sufla slab până la moderat. Totodată temperaturile încep să crească. Via Transilvanica, traseul turistic de drumeții care străbate țara în diagonală de la Mănăstirea Putna până la Dunăre, s-a deschis oficial de câteva zile. Amenajarea drumului a durat 4 ani și jumătate și este un proiect lansat în anul centenarului Unirii de Asociația Tășuleasa Social și frații Alin și Tiberiu Ușeriu, ultimul fiind cunoscut mai ales după ce a câștigat de 3 ori maratonul Arctic Ultra de la Cercul Polar. Acum România a intrat în rând cu țările care atrag milioane de turiști an de an cu trasee asemănătoare, tot mai căutate. Drumul a fost realizat mai ales cu bani din donații și cu ajutorul voluntarilor. Scopul amenajării Via Transilvanica este de a reinventa turismul din zona rurală a României. Traseul poate fi parcurs pe jos, cu bicicleta sau, de ce nu, în șaua calului. Bornele care marchează Via Transilvanica sunt unice și 80 de sculptori au lucrat pentru realizarea lor. Odată cu inaugurarea Via Transilvanica a fost lansat și Ghidul Drumețului, care conține informații utile pentru parcurgerea traseului, infrastructură, hărți și posibile locuri de cazare.
Via Transilvanica poate fi o variantă de călătorie pentru turiștii străini și autohtoni care pot redescoperi România frumoasă și pot cunoaște tradițiile și obiceiurile dintr-o zonă vastă a țării. Și pentru că tot se apropie vacanța de toamnă a elevilor, primul an în care toți școlarii, indiferent de vârstă, au liber între 22 și 30 octombrie, consultantul nostru în turism, Cristi Pitulice, are câteva sugestii pentru noi. Bun găsit, Cristi! Bine te-am regăsit! Pentru această vacanță a elevilor, poate fi o variantă această rută turistică Via Transilvanica? Da, Via Transilvanica este o rută turistică ideală pentru orice moment al anului și pentru orice categorie de vârstă, pentru că ea este concepută de așa manieră încât să fie accesibilă turiștilor, indiferent de vreme, indiferent de condiția fizică. Ea pleacă teoretic de la Pudna, din Suceava, și pe parcursul la peste 1200 de kilometri care traversează țara noastră pe o diagonală, se oprește la Drobeta Turnu Severin, tranzitând cele mai frumoase peisaje ale Transilvanică, de aia se numește Via Transilvanica. În momentul de față este unul dintre cele mai spectaculoase produse turistice pe care România le are și care ar trebui promovate pe plan internațional de tot, de oricare dintre noi, pentru că este o șansă ca noi să ne afirmăm și să aducem Transilvania într-o nouă lumină comunității internaționale. Revenim la vacanța de toamnă a copiilor, să știi că octombrie este o lună ideală alături de luna mai pentru drumeții în natură. De ce? Pentru că nu este foarte frig, dar nu este nici foarte cald, pe de o parte, iar pe de altă parte, condițiile meteo, dacă prindem o zi însorită, sunt absolut spectaculoase dacă vrem să privim peisajul din jur, pentru că avem o atmosferă foarte clară. Poate fi o drumeție de plăcere, poate fi o tură cu bicicleta, mai lungă sau mai scurtă, sunt deja sate în care poți găsi un cal și o căruță să te ducă de la o bornă la altă bornă și așa mai departe. Tocmai de asta aici vorbim fie de o drumeție de o zi sau de câteva zile prin care noi și copiii implicit să descopere această formă de slow travel. Este din ce în ce mai rară această formă, astfel încât ce înseamnă să mergi în tignă, să te plimbi, practic să admiri peisajul, să admiri natura, să vezi copacii, plantele, casele oamenilor, să te întovărășești cu niște oameni în această drumeție și în cele din urmă să ajungi la un popas turistic în care să-ți petreci noaptea. Ce alte sfaturi ne mai poți da pentru această perioadă de vacanță? Eu recomand să ne îndreptăm către natură și mai puțin către clasicile city break-uri, către vizite de orașe și așa mai departe, pentru că de aici încolo nu vom mai prinde până la anul viitor. Pe vremea mea erau taberele școlare, mai sunt de actualitate? Da, taberele școlare sunt de actualitate. Noi am fost obișnuiți cu celebra, dar faimoasa tabără Pionierul. Nu cred că este cineva din generația noastră care să nu fie ajuns la Năvodari în acea tabără. Dar să știi că acum taberele s-au schimbat destul de mult față de cum erau acum 20 sau acum 30 de ani, în sensul că cele mai multe dintre tabere sunt private și cele mai multe au și un scop anume. Adică copiii se duc în tabără cu scopul de a face un lucru sau o activitate anume, fie că vorbim de tabere de învățat de limbi străine, fie că vorbim de tabere internaționale, adică copiii pleacă în Marea Britanie, în Malta, în Cipru sau în orice altă destinație cu scopul de a-și lărgi universul lor și sfera lor de cunoștințe, sau sunt taberele noastre aici în România și sunt o grămadă de pensiuni care deja sunt specializate pe acest tip de tabere. În momentul de față, sau cel puțin la nivelul anului 2022, creșterea a fost destul de importantă, a fost un pic spectaculoasă. De ce? Pentru că venim, pe de o parte, după 2 ani de pandemie, copiii au stat preponderent acasă, iar pe de altă parte și această infrastructură a turismului eminamente privat de aici încolo s-a pus foarte bine la punct și condițiile sunt mult mai bune. Dar pentru că temperaturile sunt încă prietenoase și în octombrie, spaniolii au umplut din nou plajele pentru o sărbătoare a zmeilor colorate. Sute de curioși au stat cu ochii ațintiți spre cer pentru a admira spectacolul. Anul acesta, balene în mărime naturală au plutit deasupra mării, alături de câini, iepurași, dragoni și, de ce nu, de porții uriașe de paia zburătoare. Festivalurile zmeilor din Spania sunt tradiționale de peste 2 decenii și au fost întrerupte doar de cei 2 ani de pandemie. Zmeele acrobatice au fost și anul acesta marea atracție pentru public. Pentru că ele zboară simultan și este nevoie de multă pricepere și dexteritate pentru a ridica și controla 10 de zmeie deodată. Aici se termină ediția de astăzi a emisiunii E vremea ta. Nu uitați că ne găsiți și pe Facebook și pe YouTube. Vă las să admirați imaginea zilei și vă doresc o seară frumoasă. Pe mâine!